Nu-ți mai dai, Eric, că nu ai deloc, frate. Ne dăm pe smardoială și pe de-astea cu bătaie. Păi o dă, frate, lumea, și nu tu dai pe smardoială. Eu n-am dat-o cu nimeni pe smardoială. Păi cum n-ai dat-o? Cum n-am dat-o? Eu cu pumnul. Păi nu te-ai umflat. Păi da, și-a dat-o cineva cu tine? A dat-o cineva cu tine? Păi da, ce ai? Trebuie să ajungi? Nu sunteți destul de inteligenți să vorbim? Trebuie neapărat să ajungi la chestia asta. Bă, frate, vreau doar să spun că dacă te vezi cineva, te vezi că așa vrea toată lumea, nu că ăla ești. Nu, așa mă văd eu. E, te vezi degeaba. Nu. Îți spun eu, îți spun eu. Nu ești în locul meu. E, și eu pot să zic de tine că te vezi degeaba. De, eu am zis că mă văd cineva. A? Eu am zis că mă văd cineva. Păi, am vorbit eu vreodată cu superioritate față de băieții ăștia? Păi nu, frate, e problema ta cum vorbești. Uite, poate am vrut să iau cuvântul pentru toată lumea. Deranjez pe toată lumea. Nu, am zis că este problema ta cum vorbești, frate. Nu ține de mine, nu ține de Andy, nu ține de el, de cum vorbești tu. Că până la urmă nu te-am crescut eu, frate. Tu vorbești cum știi tu să vorbești. Bă, atâta ți-am zis, mai ușor cu figurile că le iei degeaba, le ai ca vreo lumea nu să ți le iei. Frate, lasă. Bine, atunci o să te confrunți cu toată lumea la un moment. Care toată lumea? Toți de aici, crezi că oamenii ăștia o să tacă la nesfârșit? Bine, să se confrunte, frate. Vă eu n-am cu frate, ți-am spus, dacă am avut un punct de vedere de ceva de spus, ți-am spus. Și ți-am spus în față, dar nu înseamnă că trebuie să te iei de noi. Pe mine m-a deranjat că te lua de Cosmin și ăsta tace din gură ăsta și dacă îi dai o palmă, întoarce obrajul ăsta. Cine, mă? Bă, nu mai crezi voi pe Cosmin că dacă îi dai o palmă. Cosmin are educație până la un punct. Orice exact. Om are o limită. Când o să ieși pe ușile, ieși pe geamurile astea, nu o să știi de ce, frate, eu spun eu. A, bă, ce bine. Putea nasoale, frate, ești nebun. Uite, să-ți spun eu asta. Da. Uite că eu am văzut o limită aici și cuiva ai atins o limită și n-am fost cui? Nu vreau Ștefan? Să mai vorbesc. Nu vreau să vorbesc. Cu Ștefan? Nu, frate. Da, cui? A mai fost cineva. O să vezi tu. Cui? O să ai surprize. Ce doar surprize? Ți-am spus. Mamenii sau cum? Eu? Păi nu eu, mie nu mi-a atins nicio limită. Tu n-ai cum să-mi ajungi la limita mea, niciodată păi să mea. Nu am treabă cu tine, dar cui am atins limite? Cui o să am... Eu ți-am spus așa, oarecum, ca să știi ce se întâmplă, că văd că tu nu vezi. Să ne ajungem la bătăi și... Păi la o să ajungi, frate, că n-ai vocabular, n-ai educație, ești nebun. Bă, da, te comport. Ai jignit pe toată lumea de aici, din casă. Pe care? Păi băieți ăștia, îi jignești. Păi ce? Păi uai tu cu subînțelesuri, cu dalea de birou, că tu n-ai jignit, doar ai dat de înțeles. Păi și mă ia pe mine Jador că dacă îmi spune mie ce facultate... Păi și cu ce ești tu mai presus ca Jador? Măcar omul are facultate. Nu e cu mai presus. Câștigi mai mult ca el? Nu este mai presus. Câștigi mai mult ca el? Poate. Ai văzut vreodată banii lui care câștigă? Da, bă, frate, lasă-ne mă cu câștigul. Păi nu trebuie să-i văd, frate, păi că îi simt așa cam ce. Comportamentul lui Adrian referitor la toți concurenții din puterea dragostei, din casa puterea dragostei, nu va duce nicăieri, probabil la eliminarea lui din această competiție. Cu siguranță la un moment dat fetele vor fi toate împotriva lui. Am și spus, ceea ce l-a ținut aici în casă a fost relația lui cu Raluca. Da, și pot să știu de unde știți voi că eu sunt certăreață? A, nu, eu știu. De unde știi? Ai afirmat, ai fost surse. Afirmația asta. Afirmația surse. Asta? Că-ți place cearta. Și noi am dedus că ești certăreață dacă îți place ceartă. Da, pari certăreață? Nu. Păi nu pari. Nici în poză nu păreai. Ba, în poză pare. Păi depinde de cum te uiți la poză. În general nu sunt certăreață. Adică, de obicei, îmi place să ajut oameni, dar... În poză pari altfel decât în realitate. În realitate ești mult mai de treabă, mai ok. Aș vrea să mă înțeleg cu toate și să ne înțelegem toate, adică mai... Ne înțelegem, de obicei. O să stai în cameră cu Andreea. Depinde doar de tine. Andreea. Adică dacă tu vrei să te integrezi printre noi și vrei să ieși cu noi afară când avem liber și te bagi în vorbă păi cu noi, da. Noi nu o să te respingem. Dar dacă tu ești la locul tău să nu vorbești cu noi, să te marginalizezi, te vei marginaliza singură. Noi nu te vom marginaliza. Da, poate ar trebui să ajuta sau dacă s-a întâmplat asta, să ajuta și voi, fetele care intră în noi în emisiune, să... Dacă ne cer ajutorul, dacă vorbesc cu noi, cu siguranță nu, noi să le invitați ajutăm. În oraș, dacă să zicem că ieșiți în oraș, să le invitați. Cât timp ieșim împreună? Ce drăguță e, mă. Na, poate eu nu aș vrea să deranjez, să vorbiți voi, da. Voi că merg acolo. Poate ați mai fost, aveți ceva de făcut și zic, vin și eu. Și atunci voi poate nu puteți să-mi spuneți, stai acasă. Ba da. Da? Da, emisiunea ne-a învățat să spunem totul, așa. Da, doar că este așa. Adică eu n-aș putea să zic. Da, te-ai simțit prost. O să înveți să spui. Că nici noi înainte. Eu nu le cer. Raluca ți-a spus ție că dacă tu o plăceai pe, cu adevărat pe Bianca, nu mai conta imaginea de papițoi, erai lângă ea indiferent de ce-ți făcea ea, înțelegi? Ok, ai înțeles? Acum eu ce-am făcut? Am vrut să o atac pe Raluca cu vorbele pe care ea ți le-a spus ție, da? Și a zis în felul următor. Raluca,
ce ai spus lui Jador, da, ar trebui să fie valabil și pentru tine. N-am înțeles. Ai făcut o afirmație pe care trebuia să înțeleagă iubita ta, da? Nu. Și nu, mie mi-ai transmis un mesaj totodată. Nu ți-am transmis, nu am vrut ție, mă jur. Involuntar. Nici involuntar, frate, nu. Hai să cântim, dacă tot ai zis că vrei să-ți deschizi un business, da? Hai să vorbim business, da? În primul rând. Băi, nu mai vreau să vorbim de business. Nu, stai acolo. Nu mai vreau, frate, să mai vorbim de business. N-am terminat conversația, frate. Nu mai vreau să... Dacă deschizi subiectul business, gata, nu mai... Ok, nu deschid, dar hai să înțelegem ce înseamnă o conversație. Pentru că dacă eu ți-am spus eu un lucru, trebuie să-l înțelegi ca atare, nu-ți mai face filme. Înțeleg, frățiorul meu, dar m-am simțit jignit. Și cred că e normal să-ți spun, nu? Da, ai țipat la mine, a fost foarte urât ce fac. Nu trebuia să te simți jignit, pentru că eu n-am vrut să te fac pe tine să te simți prost. M-am simțit jignit, îți spun sincer. Eu n-am vrut să te fac pe tine să te simți prost, da? Eu am vrut să o fac pe Raluca. Și am încheiat subiectul. N-ai de ce să faci nici pe ea, pentru că ea te iubește, frate. Nu te băga, frate, nu. Uite, aici nu vreau să se bage nimic. Ok? Te iubește și e păcat. Dacă vrei, e ca un sfat. Știu, o iau ca pe un sfat, o iau ca pe mai multe chestii. Nu eu. De ce v-a schimbat votul în ultima aia? Păi dacă așa simțin o nesemă, mă voteze pe mine. Da. Dar câte voturi a avut Larisa? Eu am avut 3, Larisa 3 și Vio 1. Și apoi a trebuit fetele să aleagă între mine și Larisa. Și toate fetele m-au votat pe mine să rămân, să plece Larisa. Și ei făcuseră planul să plec eu, pentru că nu mai mă simțeam bine fără Daniel. Și apoi Andreea ne-a spus că e posibil să se întoarcă, în fapt, că vine cineva, sigur, da, din cei vechi. Și toți ne-am dus cu gândul la Daniel. Păi nu a avut nici și plusul când am auzit că vine, doar cu gândul. Nu, pe Adrian sunt supărat atât, că pe el îl consideram prieten și el nu m-a votat. Și None, care mi-a spus, vezi că te votăm și îmi pare rău, el, când a ajuns acolo, a votat-o pe Larisa. Și m-a protejat pe mine, cumva. Fiindcă s-a gândit că poate vine Daniel să mai dea o șansă. Ce a făcut. Da, pentru asta îl apreciez pe None. Că puteai să pleci. Da. Bine, că toată lumea se aștepta ca eu să câștig și băi, oricum votăm. Să plece Jador, că a fost Jador și Larisa. Dar tu dorești să rămâi în casă doar dacă vine Daniel. Dacă nu aflai că vine Daniel, nu te supărai că plecai, nu? Nu mă supăr oricum dacă... Dar nu știm dacă vine Daniel. Da, nu știu. Eu știu că Marina își dorește ca Daniel să se întoarcă, însă eu nu-mi doresc să se întoarcă Daniel, pentru că, din punctul meu de vedere, cel puțin mie mi-a făcut foarte mult rău în această casă. Și a manipulat foarte multă lume. Acum toată lumea e liberă să facă ceea ce vrea, pentru că nu mai e Daniel să ne oprească. De cine ai pus ochii? Pe nimeni. Aspect estetic, de cine îți place dintre băieți? De nimeni. De nimeni? Nu. Nu-ți place de nimeni? Îmi place caracterul... Cui? Iubit. Nu de noi, mă refer la băieți. Da, păi Stefan. Asta vă... Ah, ok. Da, îmi place caracterul lui și că este foarte grijuliu cu tine. Și ca aspect fizic... nu știu. Hai zi. Îmi place să am mai cum e Cosmin, mai liniștit și mai aspect fizic. Da. Ok, foarte bine, ne bucurăm de asta. Ah. Stil vestimentar. Da. Așa, mai cu minte, nu știu. De Andy nu-ți place? Nu, este prea făcut. Și... De nou ne-ți place? E prea făcut, ia uzi, prea făcut, este prea ascund. Ce face? Foarte bine. Cât ești înaltă tu? 1,70. Ah, pe cum e? Cât are None? Lasă că nu contează înălțimea, contează. Da, de Daniel îți plăcea? Substanța. Nu. Nu-mi plac băieții fără păr. Frate, dacă tu nu poți să treci peste anumite chestii care, eu, mă rog, mi s-a părut o chestie banală și tu chiar nici acum nu poți să treci peste chestia asta banală, ori tin să cred că nu poți și nu ești în stare, ori tin să cred că îți place să o faci. Hai să spun ceva. Frate, mă vezi pe mine că... Dumnezeu iartă un om după ce se căiește, adică trebuie să-i pară rău. Și tu trebuie să spui, bă, iartă-mă sau scuză-mă că am făcut asta. Și eu din tot sufletul te iert, frate. Bă, mergi prea departe și tu mă... Lasă-mă, mă, cu Dumnezeu tău, cu Biblia aici, frate. Dar nu e vorba de Biblia, frate, e vorba de... Câți ani ai, mă, Jador? 23, frate. Ești bărbat? Da, frate. Fii, mă, bărbat. Asta, dacă zic să-și ceară scuze, asta nu înseamnă că nu sunt bărbat, frate. Păi nu e vorba că nu ești bărbat, ești foarte educat, dar sunt situații în care trebuie să fii bărbat. Ce zici, mă, Alexandru? Ce să zic? Nu mai zic nimic. Băi, eu cred că el a făcut totul necontrolat așa, dar cred că n-are el sufletul chiar atât de rău. N-are, frate, suflet. Frate, după ce s-a luat cineva de mine, frate, niciodată n-am avut ceva cu el, pentru că i-am acceptat părerea despre mine. Asta înseamnă să fii... Păi nu s-a luat nimeni de tine până acum. Îmi place comportamentul lui Adrian vis-a-vis de iubita lui, vis-a-vis de noi băieții, nu ne oferă același respect pe care noi îl oferim. Aș vrea cu ardoare ca și el să ne ofere același respect pe care noi băieții îl oferim și
mai ales respectul lui față de iubita lui să fie unul deosebit, să fie frumos. Nu știu ce are cu mine personal, dar nu știu, chiar nu știu asta și nu mi-am dat seama și nu, nu știu. Bună ziua! Bună ziua! Mi s-a părut mie că nu recunosc pe cineva. Oare pe cine? Bianca, te-ai vopsit. Da. Simina, bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Bine v-am găsit. Ce faceți? Bine. Bine, bine. Și de la început de când am venit, ai să știi că nu ai fost la fel de plăcut de băieți. Eu ți-o spun eu acum, crezi ce vrei. Băi, eu n-am ținut neapărat să mă placă băieții. Eu am... Mie, uite, știi cum sunt eu? Mie îmi place unde mă duc să-mi las loc de bună ziua și să se spună o vorbă bună de mine. Cred că toți suntem. Tu de ce nu vrei să-ți lași loc de bună ziua aici? Bă, nu știu, dacă nu-mi place într-un loc... Păi și de ce vinim, mă, frate, aici, dacă nu-ți place? Nu, n-am zis că nu-mi place. Nu, ai zis că tu ție-ți place dacă te duci într-un loc să lași loc de bună ziua. Da, frate, că nu știi niciodată. Eu dacă, de exemplu, nu știu, mă duc într-un loc sau într-un grup și nu-mi place în grupul ăla, nu mai vreau să am loc de bună ziua. Adică le zic că... Da, sunt situații în care nu ai încotro, cum suntem noi aici. Mă place, nu mă place, să ne respectăm măcar. Diferită, frate. Păi, frate, să ne respectăm. Eu dacă o să spun ție niște lucruri în afară emisiunii, să rămâi cu gura căscată. De tot ce s-a întâmplat până acum, în 2 luni de zile. Și o să vezi niște lucruri, de o să rămâi fără cuvinte, nu o să ai replică. Păi și vreau să mi le spui. Și nu sunt legat. Nu vreau, nu vreau. De ce? Nu vreau să stric nici buna dispoziție, nici... Mie? Da. A, lasă că buna dispoziție mi-a fost stricată mie de foarte multe ori. Aveți pozele lor aici, le aveți în casă, vă uitați bine la ele, vă gândiți foarte bine, am nevoie să știu din partea fiecăruia pe cine v-ați dori aici înapoi în această casă. Ar fi trebuit astăzi să ne întrebați că până mâine se fac discuții strategii. Foarte bine să se facă, tocmai asta îmi doresc. Strategia cu Daniel nu va funcționa. Cu Ricardo, sperăm că va funcționa strategia, dacă cu Daniel nu funcționează. Ați fost puse de Raluca să vă inducă chestia asta. Ai tălcat pe cadavre ca să ajungi acolo sus, Adrian. Eu cred că sunt singurul care v-a zis la toți în fața adevărul. Se vede pe privirea ta, comportamentul tău, că tu nu-l vrei pe omul ăsta în viața ta. Astăzi va ajunge în mâna sau în pieptul unei fete. Pentru că am văzut că e sinceră și foarte directă. Merită să fie liderul casei.